Dacă era să mă întrebați la începutul ediției de astăzi ce părere am despre Romanița, nu m-aș fi gândit vreo clipă că a fost căsătorită 11 ani, că a divorțat, că are o fetiță de 10 ani pe numele ei Zaraza, că s-a școlit și s-a rupt furou pe la Paris și tocurile, pe malurile Senei. Chiar nu am știu. Rupt tocurile, să știi, la rupt Paris. Deci chiar le-am rupt. Cum? În mijlocul unei petreceri. În mijlocul unei petreceri. Românii știu să se distreze. Și le pur și simplu ai scos pantofii și te-ai început la piciorul și legat. În acel restaurant cu specific românesc. Da, acolo de la Paris. Da. Bun. Hai să vedem, pentru că, după cum de altfel ne-ai și spus, scrii, compui, ceea ce zic eu că e un lucru extraordinar și te face un artist complet. Încerc. Povestește-mi. Ce urmează? Ce pregătești? Vine perioada sărbătorilor de iarnă. Și desigur să vorbim și despre cea mai recentă piesă pe care ai lansat-o. Scriu în continuare. Eu am început să scriu piese, prima piesă cred că am scris-o undeva pe la 15-16 ani. Apoi a urmat o pauză din asta de căutări, de ca orice adolescent, după care scrisul l-am reluat la Paris, pentru că simțeam nevoia să mă exprim cumva. Inspiră Parisul, n-ai cum. Te inspiră. Și pe lângă blogul pe care l-am început în 2014, am început să scriu piese. N-aveam la îndemână nimic, nu știu să cânt la instrument, aveam orgă acasă, dar degeaba o aveam. Okay. Dar uite așa, cu telefonul te înregistrezi, să ții minte, să nu știu. Uite, piesele astea, acum le-am reluat și am mers cu ele în studio, în producție și... Le-ai remasterizat? Le-am făcut de la început, că n-aveam niciun fel de producție. Aveam niște versuri și o linie trasă pe telefon. Okay. Și în următoarea perioadă, mai ales că vin și sărbătorile, o să scot o piesă în limba engleză de data asta. Prima mea piesă în engleză, nice. Pentru că tot albumul pe care l-am făcut și care așteaptă să fie lansat este în limba română. Dar am zis, hai să îmi încerc puțin norocul și să... Dar de ce nu în franceză vin și urmează și în franceză, dar mi-este mai greu încă să mă exprim în franceză, să-mi exprim gândurile într-un mod artistic. Pourquoi? Pentru că cu engleza am o altă relație. Mie mi-a adus bunica mea meditatoare de la 7 ani acasă, am făcut bilingv și... Te-au cam răsfățat, ai tăi la Pitești, bag seama. Bunica mea a pus foarte mult accent pe educație. Te-a crescut bunica sau te-au crescut ai tăi? Bunicii m-au crescut. De ce? Pentru că părinții mei au divorțat, iar... Și le-ai urmat și tu exemplu. Ai zis, dacă tot au făcut tot, de ce n-aș face și eu? Iar mama mea lucra, era și la facultate și am crescut mai mult... Cu bunica. Cu bunicii amândoi. Și bunica o elevată de altfel. Bunica nu. Bunica a fost croitoreasă, bunicul creator de modele de pantofi, oameni simpli. De-aia te-ai dus tu către Paris, capitala modei. Da. Oameni simpli, oameni modești, dar genul de oameni care mi-au oferit echilibru în viață, care au pus accentul pe educație, au ținut să fac cel mai bun liceu din Pitești, să merg la facultate. Și să... în momentul în care ai rupt-o de acasă și ai plecat la București, cum au reacționat? Când a auzit bunica mea că eu la 17 am plec de acasă. Hai mami că te-am pupat, pa. Era mai mult o lua pe mama la rost. Măi, tu nu ești sănătoasă, cum o lasă plece la 17 ani de acasă? Păi acum ce să-i fac? Ce să-i fac? Urma să vin în București să semnez un contract cu o casă de discuri. Între timp studioul lor a luat foc și nu și-au mai redeschis porțile, iar eu am rămas aici. Ei oricum ți-au fost alături, atât părinții tăi, cât și bunicii, te-au susținut mama în tot ceea ce... Mama și bunicii mei au fost în alături tot ceea ce de tu ai mine făcut și m-au faci susținut în continuare. Și mă susțin în continuare. Primul clip pe care l-am scos anul trecut, cea mai frumoasă vară, a fost în parte produs, finanțat de bunica mea chiar. Vorbesc... Bunica cum o cheamă? Florica. Florica, doamna Florica... Bravo! Da, ați avut grijă de fata asta și bine ați făcut. Și e modelul meu în viață. Hai să vorbim acum pe final de Weekend Special și de cea mai recentă piesă pe care tu ai scos-o. Niciodată nu e prea târziu. Foarte în stilul franțuzesc, dacă e să mă întreb, și filmarea clipului și modul de interpretare. M-ai dus cu gândul cumva că sunt pe marurile Senei. Dacă nu mi-o spuneai că ai fi fost pe acolo, n-aș fi crezut, dar în capul meu, în momentul în care am văzut clipul, către școala franceză de muzică m-ai dus și se simte. Într-adevăr, să știi că asta a fost în capul Chansonete meu. Șansonete mai lipsa să fie și erai perfect. Asta a fost în capul meu, să arate efectiv ca un film de scurt metraj, dar un film pe școala
veche, ca să zic așa, clasică. Ok. Și uite că tot mi-am ținut diploma de regizor atâția ani în buzunar și n-am făcut nimic cu ea. Am zis, băi, hai să-mi regizez eu clipurile acum, măcar să... Deci regia ți aparține. Regia mi aparține la toate clipurile. Foarte și scenariile, tare. Conceptul. Poate și, cu talent. Poate câteodată sunt puțin așa control freak, dar am marele noroc să am în jurul meu prieteni foarte talentați și creativi. Care cine sunt... ai lucrat pentru videoclipul acestei piese? Pentru videoclipul acestei piese am lucrat cu aceiași DOP cu care am lucrat la toate, cu Oana Dumitrescu, o fotografă talentată care odată cu întâlnirea cu mine și-a dezvoltat și talentele videografe și este foarte talentată, foarte, tare, foarte talentată. Iar pe partea de montaj, de aproape un an de zile lucrez cu același om, cu Dorc, cu Dan Andrei Paraschiv. Și pe partea de consulting, ca să zic așa, și make-up și styling la câteva clipuri, lucrez cu prietena mea, cu Diana Ionescu, cea care prin mâinile cărei au trecut cam toate vedetele, inclusiv bravo. Carla's Dreams, pe care îl machiază. Ah. Da. Deci ea îi știe fața. Ea îi știe fața, da. Cum ai zis că o cheamă? Diana Ionescu. Diano, Alino, caut-o pe Diana, trebuie să o chemăm la emisiune să ni-l arate pe Carlos. Să-i vedem fața moldoveanului, zic. Bun, am ajuns la final. Mă bucur că ești un om superb. Mulțumesc, o mamă, suflet. O fostă soție, viitoare o soție. O prietenă. O prietenă desăvârșită. O fată care a reușit cumva departe de casă și iată, întorcându-se în România și cu mult succes de altfel. Și de ori, sau de fapt mai corect fie spus, ori de câte ori vei avea ceva să ne comunici, să ne spui, să faci sau ai făcut, vino și împărtășește. Am planuri mari, visez mult, visez foarte mult, dar visele, pentru că le visez noaptea, încep să se realizeze unul câte unul. Următorul meu proiect pe termen lung este să transform acest videoclip, niciodată nu e prea târziu, într-un film de lungmetraj. Aha! Deci regizoarea își spune cuvântul. Vrea să facă film. Această Elisabeta Bostan a noii generații, nu știu dacă s-a mai ridicat vreo altă regizoare în domeniul de la noi, dar Elisabeta, doamna Elisabeta, da. Bostan, Veronica, poate vă sună cunoscut, este cea care și-a pus semnătura pe regie. Romanița, îți mulțumim. Eu vă mulțumesc, m-am simțit extraordinar în compania ta. Și pe final, vedem, niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu să te întorci la weekendul special de pe Music Channel, care, din păcate, după cum iată știți, se oprește aici. Voi, în schimb, nu uitați, în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 13 și 30 de minute, aici, doar aici, pe Music Channel, începe o nouă ediție de weekend special. Mircea Zara a fost eu, Romanița a fost cu noi. Voi! Nu uitați, purtați mască, distanțare socială și dezinfectați-vă cât se poate de bine. Până săptămâna viitoare, vă pupăm, vă iubim și rămâneți cu Music Channel.